această perioadă, 180.000 de turiști se află pe litoral, conform experților în turism. Mulți dintre ei sunt chiar aici, la Vama Veche, unde, iată că pe plajă, sunt destui de mulți turiști la ora 12. Aceștia vor merge cât de curând să servească cina. Vama Veche a rămas în continuare una din destinațiile preferate ale turiștilor, nu doar în perioada de 1 mai, ci și în întreg sezonul.